I-am spus soțului meu să aleagă între mine și mama lui. Pare drastic, știu, dar nu mă judecați până nu aflați ce m-a adus în acest punct. Eu și soțul meu locuiam într-o casă frumoasă, într-un orășel de munte, un loc la care am visat și pentru care am muncit din greu. Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Am trecut prin multe încercări, cu lacrimi, frică și nesiguranțe, dar am avut încredere unul în celălalt și în Dumnezeu, care ne-a călăuzit pașii. Împreună am reușit să construim o viață frumoasă, plină de speranțe și planuri de viitor. Totul mergea bine, până într-o zi, când soțul meu a venit acasă cu o veste care avea să ne schimbe viața. M-a rugat să mă așez, pentru că avea ceva important de discutat. Mama m-a sunat astăzi, a început el. Are o problemă la picior și nu prea se mai poate deplasa. M-a rugat să o aducem să locuiască la noi pentru o perioadă. Ce spui? Ești de acord? Fără să mă gândesc prea mult, i-am răspuns imediat. Desigur, dragul meu, mama ta este binevenită la noi oricând și poate sta cât are nevoie. Zâmbetul de pe fața lui a spus totul. Își iubea foarte mult mama și mă bucuram că pot contribui la bunăstarea ei. A doua zi, mama lui s-a mutat la noi, iar eu am întâmpinat-o cu brațele deschise și cu mai multe feluri de mâncare pregătite special pentru ea. Primele săptămâni au trecut fără probleme și părea că totul va merge bine. Însă, treptat, atitudinea soacrei mele s-a schimbat. A început să-mi dea ordine din ce în ce mai des, iar eu, în dorința de a-i face pe plac, îi îndeplineam toate cerințele. Micul dejun la pat, cafeaua la ora exactă, clătitele pe care le dorea frecvent, toate aceste lucruri le făceam cu drag, crezând că astfel o voi face să se simtă binevenită și iubită. Dar, în ciuda eforturilor mele, soacra mea a devenit tot mai critică. Orice aș fi făcut, nimic nu era suficient de bun pentru ea. Critica tot, de la cum găteam, la curățenie și chiar la modul în care îmi organizam timpul. Îmi muta lucrurile în casă, le așeza diferit față de cum le pusesem eu și îmi spunea că nu am gusturi, sugerând să învăț de la ea. Cuvintele ei răutăcioase mă răneau profund, dar nu voiam să-l supăr pe soțul meu, așa că mă închideam în baie și plângeam în tăcere. După câteva luni, soacra mea era complet recuperată. Mergea fără probleme, iar eu începusem să cred că, de fapt, nu avusese niciodată o problemă reală. Simțeam că totul fusese doar o scuză pentru a veni să-mi facă viața mai grea. Într-o zi, după ce m-am întors de la cumpărături, am auzit voci venind din sufragerie. M-am apropiat de ușă și am recunoscut vocea vecinei, care discuta cu soacra mea. M-am oprit și am ascultat ce vorbeau. Soacra mea îi spunea vecinei că nu sunt bună de nimic, că nu înțelege ce vede fiul ei la mine și că nu știu să gătesc sau să fac curățenie cum trebuie. Cuvintele ei erau pline de venin, iar eu, ascultând acele lucruri, m-am simțit distrusă. Am mers în dormitor și, fără să mai pot ține în mine durerea, i-am trimis soțului meu un mesaj. Te rog să vii acasă acum. Este urgent. Soțul meu a ajuns acasă în mai puțin de 20 de minute, speriat de urgența mesajului meu. Am încercat să mă calmez, dar lacrimile nu se opreau. Ce s-a întâmplat? Ești bine? M-a întrebat el îngrijorat. Nu, nu sunt bine, i-am răspuns cu vocea tremurândă. Mama ta m-a criticat continuu de când a venit aici, dar nu ți-am spus până acum deoarece nu am vrut să te superi. Dar azi am auzit-o vorbind cu vecina, spunând lucruri oribile despre mine. I-a spus că nu sunt bună de nimic, că nu merit să fiu soția ta. Nu mai pot suporta. Soțul meu a încremenit pentru un moment. Nu pot să cred că mama ar spune așa ceva despre tine. Ba da, asta a spus. Și nu e prima oară. Trebuie să alegi între mine și ea. Nu mai pot trăi în această casă dacă ea rămâne aici. Îmi pare rău că te-a rănit, iubito, a spus el, luându-mă de mână. Dar hai să vorbim cu ea. Trebuie să-i spunem ce simți.
Nu mai e loc de discuții, nu vreau să mai trec prin așa ceva, i-am răspuns hotărâtă. Dacă nu pleacă ea, plec eu. Fără să mai spună nimic, s-a dus la mama lui și i-a cerut să-și facă bagajele. Mamă, te rog să pleci. Am crezut că vei fi recunoscătoare pentru tot ce face soția mea pentru tine, dar nu mă așteptam să o critici și să-i faci viața atât de grea. Soacra mea a continuat să mă critique chiar și atunci când își strângea lucrurile, spunând că fiul ei merita pe cineva mai bun. Dar soțul meu nu a mai suportat și a dus-o înapoi la casa ei. De atunci am fost eliberată de coșmarul pe care îl trăiam. Soțul meu a ales să mă susțină și mi-a cerut scuze pentru suferința pe care o trăisem. Am continuat să ne construim viața împreună, dar mama lui nu a mai fost binevenită în casa noastră. Morala acestei povești este simplă. Soacrele trebuie să-și respecte nurorile, pentru că în lipsa acestui respect pot pierde nu doar relația cu nora, ci și cu proprii lor fii. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.